Aflăm exact de la domnul Gigi Becali care este situația Bârlige la FCSV. Bună dimineața! Bună dimineața! L-ați convins până la urmă pe jucător? Semnează cu FCSV, domnul Becali? I-a semnat. A semnat deja. Da. Felicitări! Felicitări, ce pot să vă spun? Felicitări și într-adevăr este un transfer bun și sper să vă și ajute. Da. Nu a costat mai mult bani, dar asta este ce să fac. Mai mult decât 2 milioane cu cât? Păi nu, mai m-a costat mult și să mai... Ce puteți să ne spuneți din... Păi, dar nu pot să spun mai multe. Din cauza lui Șucu m-a costat mult. Ce să mai... Am înțeles. Mult m-a costat. Oricum, eu nu cred că dădea domnul Șucu 2 milioane pe... Nu știu, dar îți dai seama. Trebuia să... Era și o chestiune de... de onoare, adică băi, adică noi l-am declarat și eu și Nevarga că e deja jucătorul nostru și după aia era chestie de onoare, apoi ce să fac? Trebuia să fac orice, îți dai seama, s-a lucrat până la 3 noapte. Deci ați avut, ați dormit? Puțin? Băi, eu am dormit pe la 2 și după aia l-am lăsat pe meme să colaboreze cu italienii. Și acum când am ieșit de la biserică, că am zis, bă, dimineața că eram mort oboseală, zic, bă, nu poate să facă omul ceva. O, domnul face, hai să mă duc eu la biserică și o face domnul. Și ca dovadă că a făcut domnul bucurie când a ieșit eu acum de la biserică, mi-a dat meme mesaj, ce, hai să-ți dă, spun ceva. Am o stare foarte bună. Adică a zis cum ar veni inversul, cum a zis că el mi-a zis mie... Am o stare proastă, mi-a zis mie Șucu, știi? Domnul Becali, eu am o stare proastă dacă mi-a dat semnez cu Bârlige. Păi ce facem, mai semnăm cu jucătorii, de? Și atunci zic, păi ce? Păi zice, deja a semnat. Zic, bă, pentru că a semnat, atunci îl primesc la mine la palat. Am înțeles. Deci, pentru că eu spun un lucru, nu că fac licitație, că nu, că e vorba, că nu e vorba de ambiție, că nu îmi fac ambiție și nu îmi bag joc de bani. Numai că jucătorul ăsta, eu l-am vrut de mult, adică mi-a plăcut atât de tare, că eu cred, i-am și scris. I-am zis, bă, fraiere, la anul, pe timpul ăsta, ai 3 milioane salarii, i-am scris. Și cred că și asta l-a convins. La anul, pe timpul ăsta, ai 3 milioane salarii, vei fi la o mare echipă din Europa. Și eu sunt convins că așa va fi. E mare jucător el. V-a plăcut de când ați vorbit cu el, am înțeles. Mi-a plăcut de când am vorbit cu el, că mi-a spus nu hotărăște nimeni, eu hotărăsc. E adevărat că sunt foarte bun prieten cu el, dar eu hotărăsc. Da, și până la urmă așa s-a dovedit. S-a dovedit că așa e. Adică ei, că de ce până a sunat și Șucu, v-au încercat, că 20 de persoane l-au sunat, să-l convingă, să nu știu ce. Dar el lui, în capul lui a rămas asta, ce am zis eu. Mi-a zis, bă, vii la mine, la anul ai 3 milioane salarii. Da. Bine, nu convenea, pentru că eu nu fac, da, eu nu starab să am sondă în curte. Să dau, iau un jucător pe 2 ani și după un an să zic, aia, ia-ți bani și pleacă. Nu, corect. Eu fac investiții, eu dau pe jucător 2 milioane, dar eu vreau să iau 15, că atâta voi lua pe el. Că i-am pus clauză 15, am negociat și clauza, că vreau 20 să-i pun. Nu, domne, că nu, că 5, nu, că 2, cu ce dau 5, cu ce să fac, cu ce dau 2 să iau 5, și om de afaceri eu sunt. Cum ai zis, dau 2 să iau 5, am zis. Și până la urmă a semnat... Nu, domne, măcar 7, 10, cu tare, nu, și am zis, nu, domne, nu, 15 milioane. Dar ca să pun astea, m-au costat bani. Până la urmă a semnat pe 5 ani așa cum ați vrut dumneavoastră? Păi, dar nu se poate altfel. Am înțeles. Păi nu se poate altfel, cum se poate altfel? Ați plusat și la salariul jucătorului sau 25.000, cum ați vorbit inițial? Cum ați spus, nu, inițial? Atâta, salariul ăsta a rămas. 25.000 și contract pe 5 ani. Clauză 15 milioane de euro. Da. E, ați dovedit încă o dată, domnul Becali, că e Gigi Becali și restul lumii. Ce să mai? Da, dar trebuie să recunoaștem că și ca jucător stai să te gândești, mă duc la Rapid să joc cu Slobozia și cu Buzău sau mă duc la FCSB să joc cu Manchester, păi, cu Olimpia? Păi, asta conta. Da. Nu, adică eu nu mai am, mă gândeam că dacă când eram tânăr, probabil acum am negociat mult și am stat la pândă,
Dar când eram tânăr, mă gândeam ce îmi făceau ăștia mie acum, dacă eram mai tânăr, câți bani îmi luau. Că eu eram ambițios și eram mândru. Acum n-am făcut-o din mândrie. Am făcut-o pur și simplu din necesitate. Adică nu am făcut-o, domnule, las-vă că sunt pe cale, vă arăt eu vouă, știi? Da. Am făcut-o pentru că jucătorul ăsta rar îl întâlnești în România să-ți crească un jucător așa. Și nu găsești. Ca să faci performanță, când îți apare câte unul, dai 2 milioane, dai și 3 milioane dacă e. Corect. Mm? Până la urmă, dumneavoastră l-ați luat pe Bârligea, CFR Cluj l-a luat pe Luis Munteanu. Așa s-au aranjat lucrurile. Da. Ei l-au luat pe... Bine, Bârligea, hai să spun un lucru. Să nu-l condamnați pe ăsta, pe Varga. Să spun de ce. El în iarnă, el putea semna liber, pentru că mai avea până în vară contract. Deci el a făcut cea mai mare afacere, el, Varga. De ce? Pentru că el a luat 2 milioane pe un jucător care îl pierdea. Și un jucător care a luat gratis și care îl pierdea, de fapt. Da, corect. Era în ultimul an de contract. Peste 6 luni. Ce până în decembrie semna? Semna și lua el toți banii, probabil. Rămânea Varga fără niciun ban. Da. Spuneți-mi, domnul Becali, v-a dezamăgit domnul Șucu aseară cu tot ce s-a întâmplat? Da, să spun de ce, pentru că aveam mare încredere în el, adică și ca om, și îmi plăcea foarte mult de el ca om, numai că vezi, mi-a zis și mie, bă, Gigi, tu ai îmbătrânit, dar tu din bunătatea ta, pe tine, tu iubești oamenii, tu îi crezi, că el, bă, Gigi, de ce? Pentru că el când l-a vrut pe Malcolm, el, Șucu, mi-a zis, domnul Becali, cu tare vreau eu pe Malcolm, îl dați cu tare cât ne costă să-l loc. Și am zis, Dani, nu pot să ți-l dau pe Malcolm, vreau să-l vând, dar nu ți-l dau ție, pentru că e prietenește, am zis, frățește, cum i-a spus el o dată, că sunt fratele mai mare eu. Și, bă, dacă e fratele tău mai mare și dacă zice, domnul Becali, domnule, eu suntem concurență, nu suntem frați la fotbal, suntem în război. Și a zis, domnul Becali, eu nu sunt așa. Bă, dacă tu nu ești așa, atunci m-a impresionat. Ai zis, bă, ăsta omul ăsta e mult mai bun decât mine. Și așa credeam că chiar că e mai bun decât mine. Și poate să fie mai bun. Dar principii nu are sănătoase. Deci mai bun e poate să fie. Dar n-are principii. Pentru că să spun de ce. Pentru că, băi, înțeleg orice. Și eu am fost adeptul concurenței în viață. Bă, eu ne concurăm. Înțelegi? Da. Bă, dar din moment... Ce omul a semnat contract, apoi nu te mai bagi. Apoi nu te mai bagi. Înțelegi? Nu te mai bagi. Mai ales că ați venit și cu exemplu. Eu l-am uitat aseară că l-ați dat, cu Rareș Pop. Când dumneavoastră ați făcut pasul în spate... Da, cu Rareș Pop, nu semnase cu Rareș Pop. Exact. Dar mie mi-a fost rușine de el. Zic, bă, ce să fac acum? Să-i zic lui Șucu că eu concurez, mă duc să-l iau eu pe Șucu de moment ce el negociază cu Rareș Pop. Adică mi-a fost, l-am respectat. Eu când i-am spus aseară lui că domnule a făcut contractul, a zis, da, domnul Becali, dar noi nu suntem în contract. Adică el nu e în contract. A, nu e parte în contract, asta v-a spus. Nu sunt parte în contract, nu e frumos asta, înțelegi? Adică ați văzut-o și ca o lipsă de respect până la urmă, în relația care ați avut-o. Păi nu, de respectul el, respectul, nu respectul el îl are, că știu că nu. Numai că el nu are principii. Am înțeles. Adică sunt niște principii care el nu-și dă seama. Probabil nu-și dă seama. El nu-și dă seama de greșeala care o face. Nu-și dă seama că așa ceva nu se face. E posibil să fie om bun în continuare, zic că îl apreciez. Dar asta trebuie să înțeleagă, poate învață. Că e fratele mai mic, așa a zis. Și atunci dacă e fratele mai mic, nu învăț. Nu poți să faci asta, că nu se face așa ceva. Are o altă mentalitate atunci, vede altfel lucrurile, apropo de... Vede altfel lucrurile, dar lucrurile nu e, le vede strâmb. Va fi război cu Rapidul și cu Dan Șucu din acest moment, din punctul ăsta de vedere? Nu. Sau e prea mult? Spus. Nu, tată, nu fac niciun război. Rămân la părerea că e om bun, om de calitate. Numai că are unele principii care sunt nocive. Am înțeles. Adică domnule, nu contează cal pe cadă, păi nu poți să faci, sunt unele lucruri care nu poți să treci peste ele. Aici nu e voia, că din punct de vedere nu încalcă legea. Păi e chestiune morală. Gigi, e ca Cristi, ca Borcea la început.
Lăsă-mă că nici Borcea nu făcea așa de omul care îl cunoștea. De ce Borcea, dacă vedea că a semnat unul un contract, Borcea așa cum îl vedeți voi, cu nebunia lui, care o avea. Dar el dacă semna un om un contract, se ducea, da, Doamne, dă-i că... Dacă am semnat contractul, ce faci? Sun pe jucător, sun pe cutare, dă-mi mie. Bine, în primul rând că vrei să spun ceva. El are și o mentalitate de asta, dă-mi mie că sunt băiat frumos. Adică dă-mi mie, dar cum vrea să-i dea? Eu dădeam bani 2 milioane toți odată, dar vrea să-i dea lui pe 1.800.000 bani în rate. Da, 1.200.000 și 600.000 peste un an sau ceva de genul, așa era înțelegerea lor. Când va veni Bârligea la Palat să semneze și să-l prezentați? Bă, uite acum trebuie să ajungă, nu știu, că pe la 12:30. Am înțeles. Deci, dar semnat, n-ar semneze. Doar să-l prezentați. Faceți o conferință de presă cu el? Nu, nu știu, nu știu dacă vrea băiatul, o să vorbim. Înțelegi, eu? O să vedem. Deci, dar îl primesc aici pentru că l-am dorit foarte mult pe băiatul ăsta și ne ajută foarte mult. Bine, hai că uite, am ajuns aici și presa cealaltă, avem respect. O întrebare scurtă mai aveam. Cu Mihai Popescu s-a rezolvat și cu el? Da, se rezolvă, da, s-a rezolvat. Și bine, pleacă Haruț la Faru? Nu pleacă Haruț la Faru. Bine, am înțeles. Mulțumim mult de tot.